Zeci de oameni care muncesc la piața din Comrat au protestat astăzi la sediul Adunării Populare din Găgăuzia. Ei au cerut să fie prelungit moratoriul pe reforma patentei, așa încât până la finele anului să activeze în continuare fără casă de marcat și să fie scutiți de plata obligatorie a asigurărilor sociale. Ce spun experții economici despre această situație, dar și autoritățile de la Chișinău, aflați din materialul următor. Людям уже надоело этот беспредел, который творится. Люди выживают на последние свои деньги и работают на рынках, где ни отопления, ничего, постоянно в холоде сидят. Поэтому люди требуют от властей, чтобы они нашли решение и помогли. Потому что все приходят с громкими лозунгами, с большими обещаниями, что рядом с народом у народа. И как видим, когда нужно выходить к людям и объяснять, никто не выходит. Все сидят в своих теплых кабинетах и получают свои зарплаты. Supărați rău, comercianții de la piața din Comrat au venit în fața Adunării Populare a Găgăuziei să-i ceară explicații bașcanei de ce până astăzi nu a fost aprobată hotărârea prin care să fie prelungit moratoriul asupra reformei patentei. Deși în fața lor a ieșit președintele Adunării Populare, mulțimea nu i-a permis să vorbească. Într-un final, deputații i-au liniștit pe protestatari și le-au promis că problema va fi rezolvată cel târziu marți. Уточните этот документ, чтобы все здесь, если они за, если кто за, из народа, пусть стоят здесь при людях это печать. Послушайте меня, это что, базар, что ли? Да. Люди, президиум уже принял, и я знаю мнение президиума, и знаю мнение группы депутатов Константиновна, все примут, все за. Реформа патента a intrat în vigoare la 1 iulie 2023, deși majoritatea patentarilor din țară s-au conformat și au trecut la activitatea cu case de marcat. Cei din Găgăuzia au refuzat să o facă. Tot atunci, Adunarea Populară a Găgăuziei a luat o decizie prin care a instituit moratoriu până la finele lui 2023 pe legea aprobată la Chișinău și au scutit de plata obligatorie a asigurărilor sociale. Potrivit portalului Nocta, astăzi oamenii au protestat pentru că în ultima săptămână mai mulți comercianți au fost amendați în urma unor controle. Aceștia nu dețineau case de marcat și nu au achitat prima de asigurare obligatorie. Acum ei cer ca aceste facilități să fie prelungite până la 31 decembrie 2024, ceea ce este ilegal, susține ministrul economiei. Există o lege și ea este unică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Această lege este în vigoare. Această reformă este în vigoare deja de peste jumătate de an. Nu poate un raion sau altul să instituie reguli contrare legii. Orice act normativ contrar legislației, cum ar fi, de exemplu, decizii de a, așa zis, în ghilimele, prelungi patenta și așa mai departe, o să fie atacat de Cancelarea de Stat. Cancelarea de Stat aici are competențe și va fi anulat. Expertul WatchDog Andrei Curăraru, care a analizat situația, spune că autoritățile din autonomie au profitat de lacunele legislative din domeniul economic, iar decizia lor afectează și bugetul de stat, mai ales că practic jumătate din banii din regiune vin de la Chișinău. Eu cred că asta vine cumva în legătură cu conflictul ăsta care s-a creat prin nereturnarea TVA-ului, renunțarea de participare la grupul parlamentar format cu reprezentanții Adunării Populare Găgăuziei din cauza acestui fapt și, în general, în relațiile care sunt destul de tensionate dintre centru și Găgăuzia. Găgăuzii vor să arate că au o independență mai mare decât ea este real prevăzută de legislație și cred că aici trebuie să se pronunțe atât legiuitorul cât și potențial Curtea Constituțională pentru a stabili clar și a demarca competențele în probleme, în special în probleme economice. De când este aplicată noua reformă, statul a fiscalizat 350 de milioane de lei. Este suma bonurilor fiscale emise în piețe. Potrivit ministrului Alaiba, acest lucru duce la transparentizarea și albirea economiei naționale.